discutăm despre sângerările vaginale în primul trimestru de sarcină. Haideți să ne spuneți un pic de ce apar și cât de comun este acest fenomen. Sângerările vaginale în primul trimestru prezintă o incidență destul de mare, aproximativ 20-25%. În unele surse se specifică și procentul de 40% în primul trimestru de sarcină. Din aceste sângerări se conturează anumite diagnostice, în special avortul spontan are o pondere de 30%, 15% din aceste sângerări sunt conturate sub diagnosticul de sarcină extrauterină, în special tubară, 0,5-0,2% sarcina molară, 15% din aceste sângerări, din păcate, se orientează către o manevră terapeutică de evacuare a sarcinii și doar 50% din aceste sângerări depășesc acest moment de sângerare vaginală de prim trimestru și au o evoluție normală către o sarcină care va evolua către termen cu un copil sănătos, fără probleme. Este foarte important în cazul în care apar sângerările de prim trimestru pentru medic în special să se identifice entitățile care pun viața pacientei în pericol și anume avortul spontan cu o hemoragie importantă, cu apariția unor elemente de decompensare hemodinamică, cu tahicardie, hipotensiune, avortul septic în care riscul infecțios este extrem de mare și se poate amplifica și la organele vecine cu șoc septic chiar, și sarcina extrauterină care, paradoxal, deși sângerarea vaginală este redusă cantitativ, închisă la culoare, ceea ce sperie și orientează pacienta către clinica de obstetrică ginecologie, este în mare parte durerea care este colicativă de pe un fond din ce în ce mai accentuat. Durere care este dată de distensia trompei uterine, la un moment dat odată cu dezvoltarea activității trofoblastice pot fi interesate vase de sânge, peretele tubar rupt și apariția de sângerare intraabdominală în cavitatea peritoneală în cantități importante cu apariția chiar a șocului hemoragic. De aceea, o sângerare care apare în primul trimestru nu trebuie tratată cu superficialitate. Evident, pacientele sunt anxioase și se prezintă, din fericire, la medic. Există și sângerarea care apare în cazul implantărilor, sângerarea care apare în implantare, sângerare redusă cantitativ de câteva picături, așa numitul spotting, care nu alarmează pacienta foarte mult, dar e bine să o orienteze pentru a diagnostica cât mai devreme sarcina. Odată ce există un test de sarcină pozitiv, următoarea etapă este de a localiza sacul gestațional, pentru că în mare parte sacul gestațional este localizat așa cum trebuie în cavitatea uterină, fundic, dar există din păcate și anumite accidente când apar sarcini ectopice, nu neapărat numai în trompă, cum am menționat, dar se pot implanta și la nivel ovarian și la nivelul colului uterin. Vreau să menționez acum o entitate care prinde conturi din ce în ce mai clar și anume sarcina ectopică localizată la nivelul cicatricei operației cezariene. Odată cu creșterea incidenței operației cezariene care atinge procentul de 70-80% în unele spitale,
Automat și aceste localizări ectopice ale sarcinii apar cu o frecvență de un caz la 2500 de operații cezariene efectuate. Prezintă particularitatea de a avea un risc hemoragic extrem de mare și gradul de invadare trofoblastică a organelor vecine care anulează integritatea organelor vecine la nivelul vezicii urinare. Mă refer, placenta începe să invadeze și vezica urinară, nerespectând nicio regulă. Și prezintă riscul hemoragic extrem, în special în trimestrul 2, când apar hemoragii ce pun în pericol atât fertilitatea femeii cu pierderea uterului și, evident, compromiterea viabilității fetale. De aceea, odată o sarcină stabilită clar prin diagnostic de sarcină, trebuie localizate, pentru că există posibilitatea chiar prin tratament medicamentos, în cazul sarcinilor ectopice, tubare, și la nivelul cicatricii uterine cu tratament cu metotrexat sistemic, dar mult mai eficient, injectat în interiorul sacului gestațional, de a opri în evoluție sarcina și de a fi evacuată ulterior, reducând astfel riscul acesta hemoragic și chiar scăderea fertilității riscul de a ajunge la histerectomie chiar. Care sunt cauzele acestor sângerări în primul trimestru de sarcină? Cauzele cele mai frecvente pot fi și cauzele cromozomiale de anomalie la nivelul procesului de diviziune celulară cu apariția trisomiilor, monosomiilor, poliploidiilor care conduc la avortul spontan. Cauze endocrinologice, ovarele polichistice pot fi manifestate prin sângerări în primul trimestru, prin insuficiența luteală, disfuncționalități tiroidiene, malformații uterine, afecțiuni asociate la nivel uterin pot exista fibroame uterine, septuri care afectează nidarea și aportul vascular al produsului de concepție, ducând la avort spontan. Cauzele infecțioase, de asemenea, sunt incriminate și este foarte important ca înainte de a rămâne însărcinată pacienta să se prezinte la medicul ginecolog și să-și facă toate analizele de bază, mai ales cele inflamatorii infecțioase. Tulburările metabolice sunt, de asemenea, implicate, un diabet de tip 1 înainte de sarcină trebuie controlat și valorile glicemice aduse în limite normale pentru a avea o șansă de a avea un produs de concepție sănătos, fără risc de a deveni și el diabetic la rândul său.